Ele. Ce faci, nebunul ăsta? Ce să fac? Am venit în vizită. Voi ce faceți? Sunteți bine? Te așteptam. Ce tare! Da. Super. Vă nu vi se pare așa că trăim niște vremuri foarte ciudate? Eu mi-amintesc când eram la școală că erau niște doamne care veneau periodic să ne caute de păduchi. Acum sunt niște doamne care se duc la școală să-i caute pe copii de droguri. Și eu stăteam să mă gândesc, băi, dacă știam că cu prafuri de-astea albe întreceau păduchii, nu mă chinuiam cu gaz în cap toată copilăria. Alte vremuri. Mie mi-era rușine să spun că am fost săracă. Acum am întâlnit niște oameni de ăștia bogați care se laudă cum au mâncat ei margarină pe pâine ca să facă milioane. Și eu am mâncat margarină pe pâine, dar nu sunt milionară, nici măcar sutilională. Asta am inventat eu cuvântul ăsta așa pentru sărăcie. Ok. Și nu am ajuns milionară chiar dacă am mâncat margarină. Și mamaia mea avea o vorbă, îmi zicea așa: mamaie, fii atentă că banul la ban trage, tu nu o să iei pe unul bogat, că uite-te la noi cum suntem. Și am zis, țin să te contrazic, mamaie, uite-o pe Monica Columbeanu, nu numai că l-a sărăcit pe Irinel, dar a trecut și necazul la el pe caiet. Alte vremuri. Am întâlnit un milionar din ăsta care mi-a zis, băi, am avut o copilărie foarte grea, mâncam o merdenea pe zi. Și am zis, erai bogat? Eu am auzit de cuvântul merdenea în 2008 când m-am mutat în București. Mamaia le zicea tăvălite. De ce? Că lua coca și o dădea un pic așa pe brânză și asta e, că atâta aveam. Eu acum le-aș spune unor femei merdenele că sunt unele tăvălite. Mai ceva ca fotbaliștii pe teren. Și revenind la asta cu Irinel, vouă e milă de Columbeanu, i-ați donat bani, așa? Asta-ți! Doamne ajută! Și e și bătrân și urât și... Pentru că nimănui nu e milă de milionari. Și sunt mai bogat ca el. Exact! Nu sunt bogat. În sfârșit, ai ajuns unde trebuie. Te au de bărbat. Ideea este că eu am ajuns la concluzia asta că nimănui nu e milă de milionari, pentru că s-au scufundat și au murit oamenii aia cu submarinul, miliardarii, nu i-a plâns nimeni efectiv, nici măcar familia lor. De ce? Că așteptau averea. Toți avem o rudă pe care o așteptăm la cotitură să boară, să ne lase și nouă ceva. Ai, tu ai mă vreo rudă de asta? Nu cred. Cred că dacă mai puneam 100 de euro acum la umor, cred că eram cel mai bogat din Nu știu, eu iubesc pe mama aia. Dar parcă n-aș aștepta până să gândește ea că trebuie să-mi lase averea. Și oricum, mamaia mea nu este milionară, dar eu tot sper pentru că știu că în tinerețe a fost și ea submarin. A crezut că a fost tăvălită. A fost! De unde crezi că am moștenit darul? Poate nu-mi fie și pe noi o bunică cu bani mulți. Să zică, bă, mi-e drag de voi. Voi au ca pe frați. Ca pe frați, ca pe nepoții mei și când aș fi... Și acolo. Vă las vouă, la unul îi las vilele și la altul îi las mașinile. Ce vrei? Mașini. Bine, frate. Eu am fost sărac, am trăit la mamaia cu WC-ul în fundul curții și nu vreau să spun că acum sunt bogată, dar folosesc hârtie igienică cu 3 straturi. Și când m-am mutat în București, m-am împrietenit cu niște fete de aici și am zis, mă agăț și eu de astea și mergem și noi în niște vacanțe. Și mi-au zis ele la un moment dat, hai să mergem într-o vacanță în glamping. Eu, proastă fiind de la țară, am zis că mergem undeva exotic. Și când am ajuns acolo, eram la cort. Singura diferență e că la glamping ai un pat în cort și nu mai dormi cu furnicile pe jos, dormi ele cu tine pat. Și întreb eu, și baia unde este? Și zice, avem WC-ul în fundul curții. Și zic, bravo, Ano, ia uite, te-ai ajuns, este? Ai plecat de la Mătamare, îți plătești 350 de lei pe noapte să dormi ca acolo. Foarte frumos! Bravo, Ano! A trebuit să mergem să ne spălăm pe dinți și chiuvetele erau tot în fundul curții, lângă toalet. Și în timp ce mă spălam pe dinți, la un moment dat am făcut chestia asta. Și fetele s-au panicat și au zis, Ana, ești ok? Ce se întâmplă cu tine? Zic, așa fac eu la sărăcie. Eu sunt alergică la sărăcie. Asta se întâmplă când te expui foarte mult factorului alergic. Da. Așa apar alergiile. Am înțeles. La ora 10, administratorul campingului stingea lumina ca să fie așa ca înainte. Eu îi ziceam Ceaușescu. Partea proastă e că pe mine mă apucă seara pipi. Nu știu de ce, dar vezica mea e certată cu patul. Când mă așez, bom, mă ia. Și nu puteam să mă duc în fundul curții, că era întuneric. Zilească că fac lângă cort, că în natură eu am mai făcut. M-am dus de 3 ori, a 3-a oară, am simțit că mă cădilă ceva. Și zic, eu așa ceva mic am mai simțit?
Dar asta nu e ce cred eu. Și am plecat cu pantaloni în vine, fugeam prin camping și zicam: șarpele! Și în timp ce eu eram cu pantaloni în vine, mă întâlnesc cu Ceaușescu și ăla tot cu pantaloni în vine. Și zice: ce faci aici? Zic: mă conectez cu natura. Și zice: nu vrei să te conectezi cu mine? Zic: nu, că tu ai natură moartă acolo. Așa e în viață, fugi de un șarpe, dai de altul. Există în acest moment, nu la noi în România, restaurante unde plătești să-ți gătești singur. Un fel de dezastre, n-ai răș fiu acolo, dezastru în bucătărie. Bine, oricum sunt dezastru de când sunt mică. De când eram mică eram dezastru, pentru că eu de asta m-am făcut actriță. Când mama mă bătea, îmi zicea: bătaia ta se filmează. Și eu ziceam: unde, mamă, pe ce poți mă dau? Mama nu recunoaște că mă bătea. Mi-a zis: nu te mai duce să spui la stand-up că te băteam, că nu te-am bătut. Ce, că ți-am dat odată o palmă din greșeală și ți-a dat sângele pe nas. E, se mai întâmplă, că așa se întâmpla în copilăria noastră. Ideea e că am făcut foarte multe tâmpenii și am un frate care este mai mare decât mine și bătaia lui mi-o luam eu pentru că el a fost dorit. Eu am fost o greșeală. Și eram foarte invidioasă pe treaba asta, așa că și eu tot din greșeală l-am otrăvit. I-am dat fosfat. Pentru cine nu știe, fosfatul e o substanță toxică cu care bunica mea spăla covoarele și seamănă cu sarea. Și m-am panicat puțin, m-am dus la un vecin și l-am întrebat: ce faci când otrăvești pe cineva? Și mi-a zis: îi dai lapte. Om o fi crezut că am otrăvit vreo pisic. M-am dus repede acasă, am deschis frigiderul, am găsit un litru de lapte, l-am pus într-o crăticioară, făcuse bunica niște orez cu lapte și am stors efectiv orezul, am scos laptele, l-am pus în crăticioară, am găsit și o ciocolată cu lapte, dar nu știam să scol laptele din ea, și zic că asta trebuie să fie suficient. Am luat crăticioara cu lapte, m-am dus repede și am aruncat laptele în WC-ul. Voiam să moară prost. Da, bunica mea deșteaptă, l-a luat, l-a dus la spital, i-au făcut spălături și a spus medicul: e în afara oricărui pericol. Și bunica mea zice: da, fosfatul mai recuperăm? Mai avea niște covoare de spălat. Mă, și când am auzit că e așa moartă după fosfat, i-am dat și ei. Dar bunica mea n-a mai găsit nici laptele, nici spitalul. Asta e povestea despre cum a murit bunica mea. De ce v-am zis? Pentru că dacă locuiți cu soacrele în casă, mai am niște fosfat. Și acum că bunica mea nu mai este, mi-a lăsat casa de la țară cu WC-ul în fundul curții și mi-am făcut și eu glamping, vă invit la mine pentru voi cu numai 250 de lei pe noapte. Na, business, business. Vă mulțumesc foarte mult! Să aveți o seară bună! Și noi! Îți dorim fosfat!